Bun găsit, oameni buni, la săptămâna la Bani Mărunți, emisiune pe care o realizez împreună cu Adrian Zvâncă. Bună ziua, Adi! Bine, te-am regăsit, Cristi, după o scurtă pauză. O scurtă pauză necesară, o scurtă pauză de refreshment, așa, de să ne mai dezmulțim un pic tonusul. Să salutăm și pe telespectatorii care sperăm că au obișnuință acum din a ne urmări. Da, chiar discutam împreună despre faptul că emisiunea noastră are un impact în toată țara. Cum spuneai, de niște rude din mai multe județe din România care te-au contactat. Da, pentru faptul că te începe să fie urmărită. Pentru faptul că le place cum prestăm noi aici la televizor. L-am evitat tocmai ca să putem vedea feedback-ul la nivelul la care l-avem, nu prin cunoscuți și prin prieteni și prin rude. Am evitat să le spun dinainte că am această emisiune și să o urmărească și scurt timp am primit un feedback de se pare că oamenii urmăresc Capital TV și ne-au la Suceava, pe la Vulcea, pe la tot felul. Da, mai exact, Iași. Iași. Vâlcea și Hunedoara. Hunedoara. Bun, deci practic suntem, cum bine știți, o televiziune națională, ne recepționează întreaga Românie pe toate cablurile. Bun, pentru săptămâna asta avem subiecte interesante. Am fi avut și pentru săptămâna trecută, dar așa cum ai zis, am fost în concediu, ne-am întors cu forțe proaspete. Lupta din PNL păstrează capul de afiș al acestei perioade de vară, perioade estivale. Organizația lui Robert Sigartău, care Robert Sigartău este un celebru, un foarte cunoscut, nu celebru, hai să nu-l facem celebru, un cunoscut adversar politic, adversar în cadrul Partidului Național Liberal, nu mă refer, sau cine știe, poate gura păcătoasă și adevăr grește, știu ce se poate întâmpla în urma acestei lupte intestine, se poate întâmpla o scindare, se poate întâmpla multe. Bun, deci organizația Robert Sigartău, care Robert Sigartău, în paranteză fie spus, este opozantul lui Ludovic Orban în cadrul Partidului Național Liberal, deci organizația Robert Sigartău a trecut de partea lui Orban. Ceea ce înseamnă că lupta e deschisă încă, deși foarte mulți dădeau în zile trecute pe Florin Câțu, gata, pare susținea președintele, care președintele, până la urmă n-am auzit să se pronunțe în vreun fel în favoarea unui candidat sau altuia. Iată că Ludovic Orban nu se lasă și continuă bătălia. Continuă războiul. O mică erată. Organizația din Bistrița Năsău nu l-a părăsit pe Ludovic Orban atunci când Robert Sigartău a cerut-o. Robert Sigartău a fost partenerul lui Ludovic Orban, așa și a ajuns secretarul general al PNL printr-o alianță. Organizația probabil l-a susținut la momentul respectiv pe Robert Sigartău în această echipă cu Ludovic Orban. Acesta s-a răzgândit și a creat o nouă echipă, iar membrii din organizație nu îl urmează, dar trebuie să ținem cont că Robert Sigartău, pe lângă calitatea de membru al organizației din Bistrița, mai are două ascendente, ca să zic așa, da? Care îl pot face valoros în această luptă politică. Faptul că conduce una dintre companiile foarte mari din România, o companie de transport, și are, să spun, un număr destul de mare de angajați și fiind și o companie de transport persoane, se poate exploata într-un anumit marketing electoral chiar și acest, să zic, acest potențial de a convinge pasagerii pe care îi transportă în diaspora să-și îndrepte atenția spre PNL. Asta este unul dintre avantajele lui Robert Sigartău, iar al doilea este neoprotestant, iar neoprotestanții sunt văzuți tot timpul ca o cantitate importantă de voturi. Întotdeauna în PNL au existat o aripă a neoprotestanților, este celebrul ministru David
de interne care a fost de pe acea zonă, acum e Robert Sigartău. Deci neoprotestanții întotdeauna au avut un reprezentant în interiorul PNL-ului pe cai mari, care a dictat și a hotărât ce se întâmplă. Benoni Ardelean este un alt care e și apropiat de noi și pe care îl cunoaștem. Deci întotdeauna a existat o filieră puternică și nu cred că va fi înlăturat atât de ușor, pentru că, exact cum spun, pe lângă interesul de moment de a se forma echipe care să conducă PNL, este important și interesul, să spun, sau ținta politicii, voturile pe care le poți aduce, iar Robert Sigartău are un potențial consistent de voturi. Bun. Dar lupta se duce strâns. L-am văzut pe Rareș Bogdan, extrem de iritat și extrem de supărat că lucrurile nu se întâmplă în direcția în care dorește el. Da, nu știu ce să zic. Este, jocul este deschis, dar eu cred că cu balanța înclinată un pic spre Câțu, datorită faptului că poziția pe care o are îl face mult mai fezabil. Mult mai vandabil, da. Ține manetele banilor din România și foarte ușor să deverseze niște bani într-o organizație sau alta, în așa fel încât să întoarcă rezultatul în favoarea lui. Bun, lupta asta din PNL, din ultima perioadă, mi-aduce din nou în minte celebrul roman al lui Mircea Bălan, Istoria trădării la români. Iată cum mai mulți membri marcanți ai PNL, promovați de Ludovic Orban, mă refer aici la Raluca Turcan, la Robert Sigartău, chiar și la alții, trec în barca celui care oferă mai mulți bani, ceea ce mai multe foroate, mai multe avantaje. Oferă mai multe avantaje. Cumva la jumătate, pentru că Ludovic Orban a fost cumva așa, să zic, o soluție de compromis la momentul alegerii lui, pentru că PNL a fost invadat de PD, organizații mult mai puternice și oameni mult mai ordonați și disciplinați și obedienți față de PNL, care era un partid mult mai libertin și, să zic așa, cu persoane care încercau să-și expună gândirea și ideile și principiile în mod singular, pe când cei din PD erau foarte organizați ca o armată care orice decizie era dusă la îndeplinire, orice decizie le era transmisă. Ori acest partid organizat a potropit efectiv PNL, i-a scos la pensie pe majoritatea liberalilor. Noul PNL, în schimb, avea nevoie de o identitate care să șteargă cotropirea, da? Și atunci au încercat să scoată pe Ludovic Orban, care Ludovic Orban, cu tot respectul care l-am pentru el, nu a fost un lider marcant în decursul timpului. A fost cumva, să spun, și alături de Tăricianu și alături de în momentul când a candidat Clin Antonescu, într-adevăr a fost în echipa care l-a susținut pe Clin Antonescu, dar imediat după aceea s-au rupt și a văzut fiecare de drumul lui. Nu a reușit să ajungă. Dar să nu uităm că Ludovic Orban a fost unul dintre susținătorii puternici ai lui Klaus Iohannis în lupta acestuia pentru lupta electorală prezidențială, la momentul în care cine e generalul care vine la președinție să ocupe să... Deci să nu uităm că Ludovic Orban până la urmă a scăpat și de acuzația de mită, luare de mită sau dare de mită sau mărul foroase. Deci a câștigat niște războaie de imagine pe parcursul timpului. A câștigat, dar în momentul numirii lui Ludovic Orban ca și președinte, a fost mai mult o chestie de marketing politic decât o chestie organizatorică. Deci la momentul respectiv, Ludovic Orban nu cred că în urma unui scrutin ar fi avut vreo șansă să ajungă președinte. A fost o strict marketing politic, în așa fel încât să se șteargă imaginea asta că liberalii nu mai au reprezentativitate în interiorul PNL-ului. Și aici vorbesc de liberalii care veneau din PNL versus cei veniți din PDL. Deci liberalii vechi nu mai aveau o forță atât de mare în interiorul partidului și soluția a fost să fie pus unul dintre vechii liberali în așa fel încât aparențele să fie salvate. Deci cumva Ludovic Orban și-a trădat cumva și el generația care l-a crescut, așa că ar trebui să fie
să accepte trădarea, uite-te în jurul lui. Câți dintre vechii liberali sunt alături de Ludovic Orban? Nu știu, sau mă gândesc... Nu-mi dau seama că sunt vechi liberali. Dar Luca Turcan nu este, este venită din PD. Da? Tocmai, nu dau seama că sunt... Bogdan este venit în ultima perioadă, deci... Bine, nu sunt în echipa de conducere. Din partidul lui... Bine, e tot penelistă cumva trecută prin partidul lui Teodor Sorogean, nu? Care... Da, cam așa ceva, da. Un fel de... Mă rog, e istoria, e lungă, trădarea e folosită, a fost folosită și de Ludovic Orban, cum a fost folosit, o folosesc și lupii ăștia tineri acum ca să să evolueze și aici vorbesc de Florin, mai tineri în politică. Nu acum lăsându-l pe Ludovic Orban și luându-l pe Florin Câțu la bani mărunți, și Florin Câțu a fost o variantă de compromis la un moment dat, pentru că așa și ajuns prim-ministru, nu? Ca o variantă de compromis. Dar de regulă cine reușește să aibă o poziție administrativă de forță prea și pozițiile politice din mers. Cam tot timpul se întâmplă treaba asta. Cel care ajunge cumva să gestioneze bugetele preia și conducerea partidului. De asta ar fi chiar o excepție dacă Ludovic Orban ar reuși acum să schimbe lucrurile, să rămână președinte, tot o să aibă susținere. Nu, dar continuând analiza lui asupra lui Florin Cățu, el a fost și el la rândul lui a fost o variantă de compromis în negocierile cu USR Plus la un moment dat, când trebuia să formeze guvernul, nu? Da, și USR nu mai dorea de niciun fel pe Ludovic Orban. Inițial, varianta de compromis a fost atunci când a fost moțiunea de cenzură și trebuia... Și moțiunea de cenzură când a fugit pe holurile Parlamentului, de nu l-a mai găsit nimeni. De altfel, nici ca ministrul de finanțe cu... Nu, din punctul meu de vedere, n-a făcut performanță de niciun fel. A fost mediocru, submediocru. Deficitul bugetar imens, și împrumuturi omul, peste împrumuturi. Exact, și omul care se împrumută la o viteză amețitoare, da. Care nu cred că îl prinde nimeni. Și nu că se împrumută la o viteză amețitoare, chiar golește piața de resurse. Deci face emisiuni de obligațiuni care nu acoperă toate resursele din piață, deci chiar aspiră toți banii din piață. Na. Păi trebuie să plătească aparatul administrativ care e foarte stufos. Uite, chiar mă gândeam că PNL a venit cu Rareș Bogdan țipând și clamând sus și tare că în, nu știu, 30 de zile, 60 de zile, habar n-am, nu mai țin de exact, în câteva zile vor dispărea pensiile speciale, vor elimina trântorii din aparatul administrativ, vor face, vor trece, vor reforma, care până la urmă văd că nu s-a întâmplat chiar nimic, în afară de faptul că Câțu se împrumută cu record mondial, se împrumută cu o viteză demnă de record mondial, demnă de Guinness Book, se împrumută pe toate căile posibile, se împrumută din piața română, din piața externă, se împrumută de la investitorii privați, se împrumută de oriunde, da? De bani ca să susțină acest mamut cu picioare de lut care este administrația românească din ziua de astăzi, peste 1 milion. Și, bineînțeles, peste 1.300.000 de angajați la stat, da? Care, mă rog, acum, fără să mai deschid alt subiect, au niște salarii nemeritate, clar nemeritate, adică la față de sectorul privat unde sunt salarii mai mici și unde se muncește, că până la urmă motorul în oricărei economii este sectorul privat, să ne înțelegem. Da? Iată că nu s-a întâmplat nimic în acești un an jumate de guvernare PNL. Eu zic că s-a întâmplat ceva, că Comisia Europeană sau Comunitatea Europeană prin acest PNRR ne-a arătat din nou cât de departe suntem de principii. Ajungem și acolo la PNRR, dar... Nu vreau să... Deci PNRR doar în altă temă. PNRR-ul a fost un schimb pentru reformarea administrației publice. Deci ni s-a spus clar, doi primiți banii ăștia de digitalizare cu condiția să reformați. Deci este clar că problema este una foarte mare și că ei nu sunt în stare să gestioneze acest lucru. Și putem pune și un pariu că nu vor reuși să... Dacă condiția pentru banii din PNRR
sunt să reformeze administrația, eu pun pariu acum cu tine că nu vom pierde acești bani, noi nu vom fi în stare, nu vom avea puterea politică să facem această reformă. Și, repet, datorită primarilor care depind de aceste voturi care vin de la acești oameni care sunt în administrație foarte plătiți cu bani foarte mulți. Bun, și acum trag în linie sub cei doi candidați la președinția Partidului Național Liberal, ajungem la o concluzie în care de un an jumate nu s-a întâmplat nimic în România, în afară de coronavirus și de măsuri de protecție și măsuri de prevenție și măsuri de stări de asediu, stări de alertă, stări de tot felul de stări, da, am trecut prin tot felul de stări. Nu s-a întâmplat nimic sub aspect economic, din potrivă, datoria publică este din ce în ce mai mare și nu știu până unde vom putea ajunge în acest fel. Trebuie să zic, nu știu ce îi recomandă pe cei doi contracandidați sau candidați sau, da, la șefia PNL. Până la urmă vom vedea. Așa cum ai spus și tu în emisiunile trecute, în cadrul unui partid, alegerile nu sunt chiar democratice, ele sunt profunde democratice. Sunt profunde democratice, da, ele sunt rezultatul acestor alegeri sunt fac parte dintr-un joc de interese, într-un joc pe sumasă în care funcțiile și demnitățile într-un partid se acordă celui care plătește mai mult sau celor care trădează mai tare sau nu știu cum să zic. Bun, deci lupta din PNL rămâne deschisă. Alegerile, după câte am înțeles, se vor desfășura la toamnă undeva, septembrie, octombrie. Nu știu, e o dată fixă, că nu-mi dau seama. Da, chiar nu știu, ceva, nu ceva, în septembrie. Mai mult decât mesajele publice. Cred că în septembrie, cumva, septembrie sau octombrie se vor fi. De regulă așa se țin, ca toate congresele se țin. Foarte, foarte interesant este că Tudor Storojan, care este președintele Comitetului de Organizare a Alegerilor în PNL, dacă nu știai, Tudor Storojan este acest personaj în PNL, nu s-a regăsit pe listele PNL, dar omul a vrut să-și plătească cotizația zile trecute și a aflat cu stupoare că nu se află în baza de date a PNL. Acum eu nu știu cu cine votează Tudor Storojan, dar deja din câte se pare, cele două tabere își folosesc tot felul de mijloace mai mult sau mai puțin ortodoxe în a-și elimina votanții, știu, dar... Ar fi o idee rea să prindă și organizarea partidelor politice pe această digitalizare, că chiar e arhaică, cu liste, cu adeziuni semnate, cu tot felul de susțineri. Mă rog, asta este. Bun. Clotilde Armand, primarul controversat al... Primarul fără voturi. Primarul fără voturi, primarul controversat al sectorului 1 din București, așa cum bine știe toată lumea, sectorul 1 este cea mai bogată unitate administrativă teritorială din România, are cele mai mari încasări, cel mai mare buget. Strânește această Clotilde Armand, strânește controverse și în partidul său, USR Plus, având contestatari puternici. Bine, acum controversa este că primarul sectorului Clotilde Armand tocmai a câștigat alegerile în organizația din care face parte, de sectorul 1. Deși are contracandidați, are contestatarii destui, iată că reușește să câștige alegerile în organizația de bază. Nu știu cum este organizat acest partid, dar gândindu-mă că Dacian Cioloș i-a cerut demisia lui Dan Barna și Dan Barna a zis că nu și-o dă, că nu are chef să și-o dea.
Așa și Clotilde Arma îi se cere demisia și ea face ce face și câștigă alegerile în fruntea acestei organizații. Gunoaiele sunt în sectorul 1, sunt neridicate de multe zile, da? Pentru că nu-mi dau seama de ce, adică cum și-a creat Clotilde Arman strategia pe spatele locuitorilor, că până la urmă locuitorii suferă de, și întregul București până la urmă suferă de mizeria care este în acest sector. Chiar vorbeam înainte de emisiune de șobolanii atomici care rod cablurile de curent și de date din subsolurile bucureștenilor. Și la hacker suntem într-un mod atipic, nu? Trimitem șobolan să roadă cablurile. Legat de gunoi, Clotilde Arman extrem de îndrăgită să scoată această firmă din piața sectorului 1. Văd că e dispusă să facă absolut orice sacrificiu, inclusiv să sacrifice locuitorii, pentru că dacă contractul este într-adevăr ilegal, cum susține, ar putea să lase să desfășoare contractul, să-l conteste și în momentul în care și justiția să-i spună cuvântul, nu? Să spună cuvântul, ar fi simplu. Nu poate fi în partea contractului, nu poate să-și asume dreptatea de una singură, nu este cea care împarte dreptatea. Absolut. Iar starea de necesitate sau de urgență pe care a reclamat-o în cadrul sectorului 1 este într-adevăr reală și ar trebui gestionată chiar de Clotilde Arman, nu de prefect sau de altcineva. Ce? Deci că contractul ar trebui să meargă, dacă există vicii și există suspiciuni de fraudă, acestea sunt instituții care pot să verifice aceste suspiciuni de fraudă și să le clarifice și să fie trași la răspundere, inclusiv prin penalizarea acelei firme și recuperarea banilor. Pentru că e logic, nu înțeleg unde e problema atât de mare. De fapt, Romprestu, că așa știu că se numește firma la care se face referire, este, să spun, arma pe care o folosesc amândoi contracandidații la primăria sectorului 1, atât fostul primar, cât și actualul primar, se luptă prin această firmă și încearcă să se distrugă reciproc. Cu un efect foarte clar, Bucureștiul este afectat, șobolanii s-au mutat în sectorul 1, rod tot și cetățenii au de suferit. Da, o situație foarte bizară, și bizară pe de-o parte, dar și o situație grea, o situație grea pe care locuitorii sectorului 1 sunt nevoiți să o suporte. Nu știu, Cotilana e un personaj politic și nu numai. E un personaj care mie mi-a strânit niște, mi-a pus niște mari semne de întrebare de când am constatat că există acest personaj pe scena politică din România. Un personaj controversat, mă rog, venită pe o filieră ciudată din Franța cu niște cu niște lucrări de infrastructură, niște lucrări de amenajări, de autostrăzi, de ceva de genul ăsta, tot așa, fără licitație, fără nimic. Fără licitație, fără nimic, a venit tot așa pe o filieră francofonă, pe o filieră francofonă dubioasă, da, și la fel de dubios a ajuns și primarul al sectorului 1, cu niște saci într-o noapte, care au fost vandalizați, au fost desigilați și uite că până la urmă am ajuns să nu mai putem să mergem pe stradă de gunoi. Bun. Vreau să mai completez. Este, să spun, USR-ul încearcă încet, sau mă rog, își impune încet încet un nou tip de politician. Politicianul sortit eșecului, da? Oameni de la care sunt așteptări foarte mari, după Vlad Voiculescu, care a fost un personaj de aceeași, da? Vedem un alt personaj în care toată lumea și-a pus așteptări foarte mari și care nu este în stare să gestioneze nici măcar la modul, acum nu discutăm de administrație performantă sau de cine știe ce planuri, să gestioneze o chestie basic a unui primar, gunoiul. Deci este clar că este total depășită și nu locul ei nu este în administrație. Discutând în extenso, iată Nicu Șordan, care este mama și tata USR-ului, da?
Iată-l în plină acțiune la Primăria Generală, unde București mănâncă pe bucureșteni, păduchii și șobolanii și chiar un primar care nu se remarcă prin nimic decât printr-o atitudine la fel de controversată ca și Dan Barna sau Clotilde Darman sau El a avut șansa să nu fie nevoit să gestioneze o criză majoră în interiorul Bucureștiului, dar ținând cont că iarna se apropie cu pași repezi și problema termoficării problema termoficării, a zis că o rezolvă. Clar nu s-a rezolvat, deși s-a promis că până în toamnă se va rezolva. S-a rezolvat și acum a venit cu afirmații că durează câțiva ani, nu știu, 2-3 ani. Eu, părerea mea este că își va termina mandatul când și îl va termina și tot la fel va fi termoficarea, deci nu se va mișca un milimetru, nici în sus, nici în jos. Da, probabil atunci va fi explozia și legat de Nicu Șordan, pentru că a avut un an la dispoziție, un an chiar un an și ceva să-și ducă promisiunea asta, măcar într-o anumită fază. Și nu că nu s-a mișcat niciun milimetru de conductă, chiar parcurile sunt într-un hal fără de hal, chiar eu personal am trecut prin parcul Herăstrău, care duhnește a mirosuri de tot felul pe care nu pot să le reproduc aici, da? Duhnește a mirosuri de tot felul, iarba, bine, și clima din ultima perioadă, manifestările meteorologice au determinat niște ploi abundente, dar până la urmă asta este, ar trebui administrația parcurilor să-și facă datoria, nu? Să o vraiște și o debandadă în tot București. Mizerie, vrește și de banală. Asta este rezultatul celui un an și două luni sau cât, da, de administrație Nicu Șordan. Bun, asta, subiectul Clotilde Armand, eu sunt un subiect care sunt convins că îl vom mai discuta și săptămâna următoare, așa că nu mai insist prea mult asupra lui. Iată că Planul Național de Redresare și Reziliență se pare că a ajuns într-o fundătură. Într-o nouă fundătură. Într-o nouă fundătură. Bănuții, mulți puțini, la început erau 40 de miliarde, după aia erau... Început de la 70. 70, 40, 80 chiar, parcă 80, zicea președintele Iohannis la un moment dat. Că trebuia, sau nu, aia era exercițiul financiar 2021-2022. Nu, erau 7. Banii și pe exercițiu și pe NRR împreună. Mă rog, au tot scăzut ca cei 10 negri mititei, a ajuns până la urmă 29,2 miliarde de euro. Condiționați, din care jumătate trebuie să-i dăm înapoi. Nu știu, cu dobândă, fără dobândă, cred că cu dobândă. Cu dobândă, probabil. Da, că asta este situația. Da? Și iată că până la urmă guvernul Câțu a picat la aritmetică, da? Deci nu a picat la matematică, a picat la disciplina din cadrul matematicii numită aritmetică, la subdiviziunea matematicii numită aritmetică, da? Și adunarea de la București nu era la fel cu adunarea de la Bruxelles. Specialiștii de la Bruxelles au ajuns la concluzia că românii nu știu să adune. Deci românii, cum adunau, le dădea mai mult decât era de fapt. Și s-au gândit specialiștii la Bruxelles să ne mai dea termen de gândire până la toamnă, să mai facem adunări, să mai facem scăderi, să învățăm să adunăm și să scădem, că sumele că în cadrul capitolelor Planului Național de Redresare și Reziliență sunt capitole cu subcapitole unde sunt alocate niște sume, care sume adunate trebuie să dea 29,2 miliarde, nu? Sumele astea adunate dădea, nu știu, dădea altă sumă, mai mare, am înțeles. Și atunci oamenii de la Bruxelles s-au gândit că să-i lăsăm pe români să mai facă la meditații, să facă meditații cu președintele Iohannis, nu, care e specialist cu meditații. Deci nu știu dacă o să aibă timp de meditații, că chiar vreau să spun că de regulă congresele se pun toamna, tocmai ca în vacanța parlamentară, să nu aibă timp candidații să facă meditații la matematică pentru corigențe și să meargă să facă lobby în organizații. Dar, ce să zic, până la urmă, probabil, oricât de proști am fi noi, o să ne tragă după ei oamenii ăștia și o să zică, bă, nu știți să calculați, ne lasă, că calculăm noi. Chiar să ne lase fără niciun ban, nu o să ne lasă chiar fără niciun ban. Dar, probabil, și condiționalitățile astea care le primim sunt meritate, pentru că nu știm să ne administrăm singuri. Nu știm să ne administrăm singuri, asta e adevărul.
Deci, chiar data trecută, dacă îți mă aduce aminte, discutam despre banii alocați mediului privat, nu, în cadrul acestui plan național de redresare și reziliență. Nu știu, denumirea asta e ciudată din care afară. Acest plan de național de redresare și reziliență este în această formă de exprimare, în această formă de, știu, descriere și la și în statele, celelalte statele Uniunii Europene. La fel se numește, că n-am încercat să, că nu știu cine, cine a dat acestui plan această denumire. E interesant. O să mă informez și o să încercăm. E interesant să vedem cine, cine a venit cu ideea. S-ar putea să fie ca la filmele americane traducerile. Cine a venit cu ideea? Pentru că hai, Planul Național de Redresare e ok, dar asta cu reziliența e un cuvânt pe care îl recunosc. Nici eu nu l-am, l-am cunoscut, m-am uitat în Dex, am văzut despre ce este vorba, dar multă lume se Planul ăsta național de redresare și reziliență nu are nicio legătură cu redresare și reziliență ca și gândire, pentru că el este e foarte inovativ și foarte high-tech, ca să spun așa. Merge într-o zonă, o redresare la momentul actual în România nu ar ține de energia verde și de digitalitatea. Exact, exact. Și redresarea și reziliența. Reziliența este capacitatea unui obiect, unei, știu eu, persoane de a reveni, de a reveni la o stare, la o stare inițială, da, la o stare inițială în urma unui impact cu ceva sau în urma unei coliziuni, să își revină la o stare inițială, da. De starea dinainte. Ori starea noastră de dinainte nu se referă, așa cum zici tu, la energie verde, la energie verde din ar fi trebuit să fie gândit ca un plan și să fie prezentat chiar ca un plan de schimbarea societății europene, de, cum se spune, de introducere forțată a noilor tehnologii, dar niciun caz nu are nicio legătură cu redresarea și reziliența, iar la noi mai mult de atâta este și o pârghie prin care încearcă să schimbe, să spun, niște marote din trecutul comunist al României, în care oamenii sunt ținuți așa cumva sclav prin intermediul serviciilor. Serviciilor, adică muncii, nu clar serviciilor de securitate. Da. Deci asta cu Planul Național de Reziliență e o chestie care o să o discutăm. Cinci ani avem de discutat despre ea. Că se pare că chiar și după ce se va aproba, tot vor fi niște probleme. Da, pentru că e o temă care a fost așa nouă și așa fresh în să spun, negocierile astea cu Comunitatea Europeană și așteptările sunt extrem de mari și probabil rezultatele vor fi similare cu alte finanțări venite de la Comisia Europeană. Le știm foarte bine, finanțările obișnuite pe axele de finanțare. Noi nu reușim să atragem nici acolo unde este mult mai flexibil modul în care poți obține banii, adică mult mai flexibil ca timp, da? Nu reușim să atragem acolo 100% bani, nu cred că din planul ăsta național de redresare și reziliență vom reuși să tragem foarte mult, nici pe, poate pe partea de energie verde mai mult vor reuși, pentru că vor intra foarte multe companii multinaționale care au o anumită disciplină și un anumit obiectiv și atunci când se focusează pe aceste obiective și reușesc să le atingă, dar pe partea de digitalizare, ce înseamnă administrație publică, sunt ferm convins că rezultatul va fi zero. Vai și amar, vai și amar, vom vedea ce se va întâmpla, dar din punctul nostru de vedere o să avem marfă din belșug la emisiune. Bun. Avocatul poporului ajunge la Curtea Constituțională a României. Partidul Social Democrat a formulat o plângere la Curtea Constituțională a României în urma revocării de către Parlament, avocatului poporului. O revocare dubioasă. Ia ca principiu greșit, da? Fiind avocatul poporului, ce treabă are Parlamentul, care e o altă putere? Parlamentul total. Păi numește. Avocatul poporului ar trebui ales într-un mod. Ar trebui ales prin vot, să zic. Prin vot, ca și președintele. Da. Exact în același sistem. Da. Nu ales de parlamentari. Deci cum poți să te gândești că cel care ar trebui să conteste legislația emisă de Parlament, da?
Pentru că una dintre sarcinile acestui avocat al poporului este și să verifice dacă legile sunt corecte pentru popor. Un om care este ales de acești parlamentari. Ci democrație tipic românească în care separația puterilor în stat este doar pe hârtie, în rest totul îi vraiște în mintea tuturor și totul e doar hai să ne combinăm unii cu alții. Am urmărit așa pe diagonal dezbaterile pe marginea revocării avocatului poporului din Parlament și în afară de faptul de că am văzut același circ televizat, același circ în direct făcut de anumiți parlamentari din anumite partide pe care are rost acum să mai... Pentru că, în definitiv, eu doresc să atrag atenția asupra, așa cum ai zis, asupra nonsensului revocării avocatului poporului. Odată ce l-ai numit, lasă-l, frate, să-și facă datoria acolo. Știu, ei s-au legat de o chestie exact cum s-au legat și de președintele CNA, precum că conformitate cu legislația în vigoare, și avocatul poporului și președintele CNA și, mă rog, și alții alte personalități numite de Parlament trebuie să prezinte anual Parlamentului un raport de activitate asupra activității din anul precedent. Și ei s-au legat de faptul că acel raport nu a fost, din punctul lor de vedere, nu a fost destul de convingător și că activitatea a fost nesatisfăcătoare din punctul lor de vedere, fapt care nu mi se pare că este suficient pentru ca să revoci, de exemplu, avocatul poporului. Lucru pentru care și PSD, lucru pe care s-a bazat și PSD când a contestat la Curtea Constituțională această revocare. Bine, se vede cu ochiul liber că această revocare este de ordin politică, până la urmă. Este de ordin politică. Renate Weber e ca un ghimbe. Cum și numirea a fost tot politică. Cum toată activitatea avocatului poporului este tot politică. Bun, numirea este politică pentru că așa este legea. Dar revocarea politică trebuie să se facă în urma unor condiții numai... Avocatul poporului, ca și Curtea Constituțională, sunt jucători politici. Da? Ei nu au nicio legătură, dar sau mă rog, în lucrurile esențiale, ca să nu stăm să ne ducem în amănunt, că pentru că la Curtea Constituțională, spre exemplu, se fac o grămadă de, să spun... cereri de neconstituționalitate sau sesizări de neconstituționalitate în procese. Dar în lucrurile esențiale, lucrurile mari de imagine, acești oameni joacă politic. Da? Sunt numiți politic, joacă politic funcție de interesele pe care le au față și, să spun, obligațiile pe care le au față de cei care i-au numit. Nu există în realitate un cântar drept al acestor două instituții. În lucrurile esențiale, repet, nu zic în lucrurile mărunte unde deciziile sunt cumva logice și normale. Unde trebuie să intervină decisiv, aceștia joacă politic fără să aibă vreun dreptate. Bun, în cazul avocatului poporului ajung cumva și spețe ale persoanelor fizice, da. Ajung mai multe lucruri acolo, nu numai legile sunt contestate. Nu discut de aceste lucruri, de lucrurile mărunte care merg într-o logică normală și într-un curs normal, logic al desfășurării lor. Dar atunci când trebuie să intervină decisiv, da, în decizii care pot influența, să spun, soarta țării într-o direcție sau într-alta, da? Pentru că sunt multe legi pe care doar avocatul poporului le poate contesta. Da? Nu are cine altcineva să le conteste. Și atunci e foarte important acest avocat al poporului legat de moralitatea și legalitatea rezultatelor Parlamentului. Bun. La fel cum și Curtea Constituțională, ca și forță decizională. Am văzut extrem de multe derapaje în care aceștia, deși constituțional, oricine ar fi înțeles într-un fel, acești membri ai Curții Constituționale au dat o altă interpretare. În așa fel încât stăpânii lor să fie mulțumiți, ca să zic așa.
De asta spun, nu cred că această separație a puterilor în stat ar fi privită un pic mai amplu și nu politicienii să decidă pentru cel puțin ce înseamnă, nu mai țin minte cum se numește instituția asta din justiție care e tot contestată. Secția pentru investigarea da, infracțiunilor din justiție. Curtea Constituțională. Acolo ar trebui să fie într-adevăr oameni care nu au nicio legătură și nu pot fi influențați în niciun fel. Bun, pentru că mai avem 10 minute de emisiune, hai să tragem o concluzie. Care este pronosticul tău? Reușește actuala putere să revoce pe avocatul poporului? Garantat. Garantat. Păi, dacă CCR zice că e neconstituțional, nu ori găsi o altă pârghie prin care să răsarne, nu te gândi că războiul se termină. S-a întâmplat întotdeauna, cei care au fost la putere și-au pus și avocatul poporului, de 30 de ani încoace. Nu văd de ce s-ar întâmpla așa acum. De pentru că este unul în funcție, pentru că se ne aduceam aminte, când era PSD la putere și era Augustin Zegrean președintele CCR, n-au putut de niciun fel PSD-ul să-și dea jos pe Zegrean de acolo nici cu tancul. Da, dar până la urmă, Curtea Constituțională știi că se reformează și numirile sunt funcție sunt, de potentații. Bun, sunt și eu curios, da. Eu sunt undeva la 50-50. Nu zic că acum vor reuși 100%, deci. Dar în decursul timpului, sau un scurt timp, acest avocat al poporului va fi schimbat. Sunt undeva 50-50%. Vom vedea. Bun, hai să trecem repede peste un aspect pe care uite că acum l-am constatat și eu. Este vorba despre faptul că în 2019 au avut loc niște alegeri la Organizația Națiunilor Unite asupra ocupării unui loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate. Bun, la momentul respectiv au fost doi candidați, România, o țară membra ONU, nu mai rețin, din 1947 sau ceva. Nu, stai, este Consiliul Națiunilor Unite sau se numea altfel înainte. Mă rog, deci România este membru de foarte mult timp, nu știu exact acum să spun, nu m-am documentat, din păcate. Și Estonia, a candidat cu Estonia, o țară de 500.000 de locuitori, care a fost sub ocupație, a făcut parte din teritoriul Uniunii Sovietice, acum și-a câștigat independența. Nu știu exact din ce an este membru al Organizației Națiunilor Unite. Cert este că în urma votului pentru ocuparea unui loc nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, România a obținut 58 de voturi și Estonia a obținut 132. Scorul spune tot. Deci scorul spune tot. Noi, sau ce puțin eu, sunt de părere că a fost un vot negativ la adresa României. Un vot care, nu știu, ne trebuie să ne dea de gândit asupra imaginii pe care singuri ne-am făcut-o în trecut, de țară coruptă, de am plecat cu jalba în băț, ne-am reclamat unii pe alții la tot felul de foruri europene și internaționale, nu? Și uite că am ajuns singuri să ne dăm cu stângul în dreptul și să ajungem ca la un vot deschis al țărilor membre ale ONU, să ajungem la un scor de 132 pentru Estonia, la 58 pentru România. Cum? O frază vreau să... Frază, lipsa capacității de negociere, exact cum mergem și pe la Comisia Europeană în genunchi. Bine, să nu spui că Estonia și-a negociat... Sunt fel convins că au negociat. Aceste lucruri, sau să spun, voturile astea nu sunt întâmplătoare. Oamenii votează, hai să vedem, votăm cu Estonia că începe cu E și are un nume mai exotic decât România. Oamenii care votează, care sunt acolo și votează, trebuie să fie informați. Probabil Estonia a făcut eforturi mai mari să informeze asupra țării și asupra intereselor acestei țări decât am făcut noi. Noi am stat și am așteptat să se întâmple lucrurile. Uite că nu s-au întâmplat. Sunt ferm convins că este strict o chestie de negociere la nivel înalt.
Bun, eu aș întreba dacă au un vot negativ la adresa României. Este un vot negativ în ideea în care, dar eu, cele două sunt colaborate, lobby-ul și, pentru că dacă România ar fi fost Franța, Estonia n-ar fi reușit să facă lobby, să, chiar fără lobby-ul nostru, n-ar fi reușit să ne detroneze. Dacă România ar fi fost o țară de forță, dar faptul că nu suntem o țară de forță, nu avem nici lobby, rezultatul este dezastruos. Din păcate, e o chestie care se manifestă și la controversatul, iar din nou controversatul Eurovision, concursul de muzică de la Eurovision, unde... Deși suntem unul din cele mai mari producători de muzică din Europa, vinde muzică cam peste tot, totuși uite că la un concurs de Eurovision nu prea reușim să rupem topurile. Acolo, așa cum ai spus, toți își negociază. Da. Deci acolo blatul e evident, blatul mi se pare că e evident. Eurovisionul e și un, să spun așa, un concurs care are o anumită, să spun, o anumită sonoritate, dar el ca și concurs este un pic ieșit așa din trendurile muzicale, un pic arhaic, rămas vreo 20 de ani în urmă și atunci normal că producțiile muzicale comerciale sunt pe alt trend, pe alt sound, pe altceva și nu. E un pic mai mult o chestie de organizare fastoasă. Măreția concursului e mai mare decât calitatea muzicii ce iese din acest concurs. Bun, și în încheiere, iar, nu știu, ne-am obișnuit noi românii și chiar și în emisiunea asta am remarcat, comentăm numai aspectele negative. La televizor chiar vorbeam, ca să fac o paranteză, chiar vorbeam cu, mă rog, altă lume care se uită pe la televizor prin alte țări. În alte țări lucrurile sunt prezentate la televizor într-un mod pozitiv, într-un mod oarecum, care te îndeamnă la ceva, la creație, la ceva creativ, la ceva. La noi știrile și comentariile sunt asupra lucrurilor negative, asupra problemelor. Hai să spun, uite, o știre pozitivă, că tot vroiai să afli o știre pozitivă. Gică Cagi a luat decizia să meargă la tribuna a doua în timpul meciului de la campionatul european. Orice știre poate fi interpretată în orice temă. Fiecare poate să vadă partea pozitivă sau partea negativă. Deși știrea este negativă, pentru că el ar fi trebuit să stea la tribuna VIP. Da, Burleanu ar putea să zică că i-a dat șansa să fie alături de, suporteri. Acum nu știm exact, că vina o dau unii pe alții. Dom'le, stai așa puțin, că nu noi am organizat campionatul european, a organizat UEFA, noi suntem doar... Invitați, noi suntem doar cu stadionul, suntem cu ei, cu actorii, noi cu cai, ceva de genul ăsta. Și iată că generația Hagi, în frunte cu generația de aur, au fost cazați la tribuna a doua cu bilete cumpărate de Gică Popescu. Da. Ca să fie treaba. Și surprinzător, toți acești, nici nu știu cum să le spun, această armată de parior la Betano și la celelalte, deși sunt mari admiratori și toți ar rupe cămașa pentru Hagi, nu am văzut să iasă și să facă vreun, sau să aibă vreo poziție, ci în continuare s-au dus și au pus câte un leu la pariuri pe fiecare echipă care joacă la Euro și, din punctul meu de vedere, fotbalul a depășit de mult statutul de sport. Da, eu palmă, oricum, eu palmă pe obrazul Federației Române de Fotbal. Asta e foarte clar, indiferent ce ar spune oricine. Adi, și de admirat cei doi, Gică Hagi și Gică Popescu, pentru faptul că s-au dus și stau între suporteri, fără să încerce să influențeze lucrurile într-un alt fel. Asta au fost știrile, asta au fost evenimentele comentate de săptămâna aceasta. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea. Adi, mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.